Tu știi foarte bine care e cauza ce s-a întâmplat. Cum ai ajuns aici în redacție cu taxiul? Vai, nu, am ajuns cu... Sau cu Uber. Băi, cu Uber nu se mai poate, că e papa treaba. A fost foarte tare faza că pe tata îl cheamă Constantin și cu niște prieteni de-ai lor de familie și tot oamenii să plece seara. Și s-a stat o oră jumătate, mai mult de o oră jumătate, de două ore, pentru că nu era niciun taxi. Adică nu s-a putut găsi nici un taxi timp de două ore. Astfel că taximetriștii și taximetristele din București nu au de ce să se supere, pentru că se suplinește o cerere, nu e vorba de... Adică ei nu o pot acoperi. Am stat două ore. A fost așa, până la o ambiție personală. Maica mea cu amica de-a ei, cu încă o persoană, căutau, sunau în continuu la toate companiile de taxi. Și le-a spus în continuu că nu au mașini, timp de două ore. Dacă tu intri un taxi și l-ai descoperit pe Relu șofer, cum da. Te-ai comporta? Vai, dar eu am o părere foarte bună despre Relu. Nu, nu e un om periculos la modul ăsta. A fost greu să interpretezi un rol cu care nu ai nicio treabă? Un personaj cu care nu ai nicio treabă? Nu știu de unde știi tu că n-am nicio treabă, dar n-am nicio treabă. Așa am citit. Da, 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 am tot spus asta, dar nu vreau să o spun în sensul de a-mi crește mie meritele de actor din ăsta cameleonic și nu știu, dar adevărul e că nu există niciun fel de legătură din asta la nivel biografic. Era mai degrabă ăla care luam bătaie. Am făcut sport tot timpul, am făcut un sport sau altul, dar niciodată nu am fost un tip agresiv sau atunci când am fost agresiv, am fost fără succes agresiv. Nu. Și cred că tipul ăsta de personaj întrunește o grămadă de calități din astea care trebuie, nu trebuie neapărat scoase în față, adică nu asta face el neapărat în timpul serialului, se bate în stânga și în dreapta, deși se bate, dar nu cred că asta e problema. Însă atunci când ele lipsesc, felul în care un astfel de om stă, felul în care un astfel de om privește, felul în care un astfel de om merge, felul în care un astfel de om își negociază spațiu într-un spațiu posibil periculos, atunci când lucrurile astea lipsesc, se vede. Spre exemplu, am avut câteva mișcări de lupte înainte de filmul ăsta. Am făcut mai multe. Am avut un mare noroc. A fost o echipă de cascadori la fiecare sezon, o echipă întreagă, pentru că se ocupau cu mult mai multe lucruri decât personajul meu. Și de la ei ai de învățat. Sunt câteva mișcări acolo foarte lucrate, dar te întrebam, ele sunt coregrafiate, scenă... luptele, deci după antrenamentul ăsta, scenele în sine se coregrafiază, vine cineva care le concepe ca pe o dans, dacă vrei, și se repetă, se filmează, se montează, deci există o grămadă de instrumente ca să poți obții o... Dar rămân niște probleme și noi nu suntem obișnuiți să facem chestia asta și iarăși nu spun în sensul că e vreun merit special, dar noi nu avem propriu o școală de așa ceva. Se învățau mai bine înainte de 89, era un spațiu mai generos pentru treaba asta. Erau mai puțini actori și chiar și la facultate. Că avem foarte multe filme istorice destul de reușite cu astfel de scene. Aveai șansa de mai multe ori să te întâlnești cu lucrurile astea. Dar în momentul în care se dă motor la o astfel de scenă, actorul rămâne totuși singur acolo cu o responsabilitate, pentru că vine... Regizorul spune, băi, a fost ok, dar se vede că nu-l lovești. Ce să... Nu știu, măi, veniți cascadori, pacă. Da, vezi că ai făcut bine, dar vezi că totuși, știi? Adică să dai mai... Stai că lovești pe colegul. Băi, nu lovești, nu, că nu vrem asta. Dar... Bine, hai, băi, ești ok? Da. Știi că uneori scenele de nuditate aduc întotdeauna savoare unui film. E cea mai plăcută chestie din lume. Dacă cineva își imaginează că sunt un exhibiționist așa și că abia aștept, băi, eu unde mă dezbrac? Nici nu mi-am închipuit chestia asta. Nu e plăcut. Întotdeauna... Eu și glumesc cu ăștia. Vă zic, dacă eu chiar am ajuns să mă dezbrac în fiecare film... Ei, nu, și că nu e sunt... chiar așa. Mai am acum, mai e premiere. Da. Zic, dacă eu sunt ăla pe care îl dezbrăcați, zic, asta spune multe despre starea cinemaului de la noi din țară. E, cred că spune totul, dacă pe altul mai breaz nu găsiți. Dar, da, ce să zic, e parte din contract, parte din nu? Rol.
Șervan, dar cum ești pe platou de filmare în relația cu regizorul? Un actor care își impune ferm punctul de vedere sau, nu, din contră, unul care o cârpă e maleabil? Sunt o cârpă la... Nu. Sunt un actor care încearcă cel puțin să fie ascultător. Un regizor trece, în care 90% din cazul este și scenaristul proiectului, trece prin un proces atât de lung, atât de complicat, atât de anevoios, ca să poată să spună motor în prima zi, acțiune, încât nu e foarte cinstit să se presupune că omul și-a pregătit destul de minuțios proiect. Și ai ocazia oricum să discuți lucrurile astea, dar... Și apropo de discuții, fără doar și poate că ești un actor care își permite să refuze sau să accepte mai ușor anumite proiecte, după ce criterii le faci selecția? Nu e o stare de lucru care e veche în viața mea, adică am fost și aici destul de sceptic, ironic, cu tot respectul pentru cei care fac cu adevărat lucrul ăsta, refuză roluri. Eu am glumit mereu spunând, glumit așa cu jumătate de gură, spunând că actorii în România nu prea refuză roluri în film. În teatru, sigur, e altă discuție, dar în film, eu personal consider că e o minoritate neglijabilă ca număr, nu ca valoare, de actori care refuză roluri și își aleg rolurile pentru că se fac puține filme și actorii doresc să joace în filme și ca să joci într-un film care îți place, poate trebuie să accepti un rol într-un film care nu îți place. Un actor nu va juca neapărat în filmele regizorilor pe care îi admiră. Poți să admiri foarte tare pe acest regizor, dar acest regizor îl va distribui în permanență pe el sau pe el sau pe el, niciodată pe tine. Iar un alt regizor, a cărui operă nu ești leșinat după ea, te place ca actor. Ce faci atunci? Regizorii. A fost vreun rol pe care ți l-ai dorit în mod... Da, cred că mi-am dorit cel mai mult și cel mai mult. Așa, mi-aș fi dorit să joc în filmul ăsta lui Cristi Puiu, care era un film foarte special, și Aurora, unde a jucat el până la urmă. El a luat decizia că e cea mai bună soluție. Și mi-a plăcut foarte mult să joc în rolul ăla. Cum vezi evoluția filmului românesc după 90? Există semne de creștere, câștigăm premii, dar parcă există o sală, se aduce există mai greu. Există o prăpastie. S-a întâmplat ceva complet nesperat și un miracol, având în vedere situația țării noastre, și aș îndrăzni cu tot respectul să spun o slăbuță istorie de cinema ante 90. Au existat regizori și filme foarte bune, dar nu e un număr mare, nu sunt așa o școală de film extraordinară românească și niște rezultate. Putem vorbi în primul rând despre nenorocirea, catastrofa națională, marele jaf care s-a întâmplat cu sălile de cinema. Tu nu ai cum să faci chestia asta. E absolut imposibil să ajungi la public dacă nu există săli. Ar fi trebuit să crească numărul de două ori față de sălile care erau la Revoluție. Ori ele au dispărut aproape complet. Eu am fost la Sfântul Gheorghe. Sfântul Gheorghe e un oraș cu o bogată tradiție culturală și un oraș bilingv, da, cu populație mixtă, au două trupe de teatru foarte bune, se întâmplă lucruri excelente, au un festival de teatru foarte bun și din când în când merg acolo și sunt amic cu câțiva din actorii de acolo și oamenii m-au vorbeam despre un film în care am jucat și am văzut și zic, wow, când a fost? Și unde zic, unde l-ai văzut? Pe la Brașov. Zic, de ce la Brașov? Zic, dar noi nu avem cinema aici. Pe cum nu avem cinema? Nu avem cinema în Sfântul Gheorghe, ne urcăm patru ori într-o mașină, mergem la Brașov să vedem un film. Publicul însă va suferi și dacă nu se va umple golul ăsta dintre cinemaul autohton și publicul autohton, nu o să fie bine. Adică cred că pe termen lung e obligatoriu să se întâmple lucrul ăsta, să apară filme de public. Dar filme de public, așa numitele filme de public care au fost în ultimii... Asta e altă problemă pe care am observat-o și pe care am tot... N-au fost marile succese care s-a așteptat să fie. Te-ai gândit vreodată să pleci de aici, din România? M-am gândit, dar... Acum nu mai am vârsta să o fac așa, să-mi strâng hainele și să plec.
Nu că ar fi o vârstă pentru asta, dar sunt ancorat profesional în multe lucruri și sper să reușesc să ies din țară lucrând cât mai des. Ceea ce nu mi s-a întâmplat până acum, nu am avut mari interacțiuni cu cinemaul european, american, nu știu. Dar atunci când te-ai întrebat prima oară dacă ar merita să pleci sau nu, ce te-a făcut să rămâi în țară? Profesia asta. Alt motiv n-am avut. Joci foarte divers pe un palier foarte larg, de la umor în televiziune, da, teatru, da, și film, roluri foarte diferite și mă întreb cum reușești să te recalibrezi de la un rol pe altul. Mi se pare extrem de dificil devină, de la cinema, la teatru și a început televiziune. Acum a început să devină complicat. Eu sunt angajat într-un teatru, dar joc teatru și în afara teatrului unde sunt angajat. În teatrul în care sunt angajat în ultimul timp am avut roluri mai mari și a existat un proiect care se numește Coriolanus de William Shakespeare în regia lui Alexandru Darie, care m-a secătuit așa, adică e un efort fizic până la urmă, dacă vrei, și dacă ar fi doar asta. Eu n-am trăit niciodată un astfel de spectacol, e o întindere foarte mare, 4 ore și ceva. Am terminat cu asta și am început cu Andrei Șerban o comedie shakespeariană, Zadarnicele chinuri ale dragostei, care e cu totul al registru, o chestie așa foarte spumoasă și extraordinar de plăcută, și există o limită la lucrurile astea, adică nu cred că poți să faci oricât, oricând, oricum. Cred că la un moment dat pur și simplu trebuie să-ți, și simt că se apropie momentul ăsta. Și probabil că o să mă întorc la prima întrebare. Va trebui să încep să fac o selecție a lucrurilor pe care le... Dar eu am încercat în meseria asta să fiu cât mai sincer posibil, pentru că e foarte ușor să fii ipocrit. E o meserie care îți permite mai mult decât alte meserii să te prezinți în fața lumii, a interlocutorilor, a prietenilor, la interviuri, ca un artist așa, care e consumat de un rol sau de propria lui, nu știu. Și eu am încercat tot timpul să nu fac asta, iarăși a fost o propunere așa de la început și am zis, domnule, haide să fim serioși. Mie mi-a plăcut mult o declarație în care ai spus că actoria te-a făcut un om mai bun. Da, așa e. Nu știu la ce mă refeream. Dacă în filmografie lucrurile sunt pe un făgaș de creștere, dar nu sunt clare lucrurile acolo. Avem un teatru mare. E o întrebare pe care o pun tuturor. Avem un teatru mare? Crezi că avem un teatru mare? Ce pot spune despre teatru este că, nedispărând atâtea săli, și există o continuitate a publicului care consumă... Da, cred că e... un teatru la înălțime, dacă pot să, nu știu cum să mă exprim. Ai modele românești în teatru care te-au marcat? Am un model care m-a marcat și m-a influențat indiscutabil. E și în teatru și în film. E vorba de Victor Rebenciuc. Așa s-a întâmplat. A fost în viața mea prezent din facultate, pentru că era rectorul facultății când am făcut cei 4 ani de facultate și l-admiram foarte mult și atunci. Altă calitate a lui ca rector și ulterior ca director, era un om pe care îl vedeai jucând. Asta e o chestie extraordinară. Deci ai să-l vezi seara pe scenă, nu era o chestie așa că veneai tu și îmi spuneai, vai, ce actor mare era. Extraordinar de mare. Aha, și unde? Nu, că acum nu joacă, acum e, dar mare.